Prima dată când tu ai uitat să-mi spui să strâng. Că de regulă era atent. Eram preconcentrat. Da, chiar așa, nici nu știi cum a trecut o oră. Deci, pur și simplu, o zburat o oră fără să-mi dea seama. Am ghicit așa și asta e rezolvat în momentul de față, da? Mai avem și punctul C și D. Mă, dacă e și mai mult? Nu, ați scăpat. C-o și D-o. Da. La C scrieți 7 de 3 ori. Deci pe 7, 1, 2, 3. Puncte, puncte, 7. De câte ori? De 12 cifre. 12 ori? Da, împărțit. La 7 de 3 ori, puncte, puncte. 7 de 3 ori. Așa. Puncte, puncte, 7. De 6 cifre. 6 cifre. Și uităm să avem 9 ori. Da. Eu zic să facem 7 de 12 ori, să facem concret. Fix acum, când ați apuiat. Chiar acum, acum ești grăcanul. Da? Ne gândeam de coaie tot. Să nu intre cineva pe el, nu? O și mai intrat. Da? Și zic că atunci ne trezim în apare. Tot sigur, așa. Bună seara, da. Noi ne ținem mai și cu niște chestii faine. Deci, de 12 ori 7, da? Da. Un număr de, care are cifra 7 de 12 ori. Adică 7 la ce putere dai? Nu. E număr. Ai număr? Număr. Un număr am care nu putem. 7 ori 7 de 12 ori. Nu putem. Nu. Acum ce facem? Aaaa. Adică, bă, e frumoasă ești. Și-o pus în cap Ștefania să mă încurci. Asta e știi să-l facă. Nu știm, niciunul, dar au zis, trebuie să găsească ea un egheșițiu care să mă pună în dificultate maxim. Deci ce era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un număr care e format, repetăm cifra 7 de 12 ori. Împărțit la alt număr, care are cifra 7 de 6 ori. Facem împărțirea asta. 2, 4, 6. Ce așa e ideea? Să facem un poțile astea. Păi e ușor. E ușor, nu? Da. Hai zi. Ce să faci? Îi tăiem, nu? Nu. La ce să le fac? Îi împărțim. Facem un poțile efectiv, nu așa? Da. Adică? Păi... Luăm primii 6 de 7 și scriem 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? 2, 4, 6. Este 6 și ăsta tot, în ăsta tot, merge o singură dată. Și 7, nimic. Așa. Și apoi la următorii 6. Și doar atât să mai spun. Așa să iau? Ba, nu. Păi ce facem? Coborăm o singură? Coborăm cifra următoare. Așa, da, coborăm. 7. Punem 0. Așa. Da. Mai punem un 0. Îl coborâm pe 7, mai punem un 0. Cât de 0 punem? Punem 6 de 0. Are 6 se pun? Nu, da. 5. 5 de 0. Da. Dacă îl da. Punem pe al 6-lea, merge. Da, al 6-lea merge. 2, 4, 5. Și puneți un din nou 1. Și 1. Așa, și ce trebuie să facem? Asta să facem împărțirea. Da. Deci autorul vrea să vadă aici, dacă nu, picăm în păcăleala aceea. Adică ce? Grupe cobori. Nu se coboară câte unul. Da? Așa, câte o cifră. Deci asta a fost poartă. Acum 9. Da. 99 de cifre.
Cum? 99 de 9? Da. 9. Adică 9, 9. Așa? De câte ori? De până la 9 și acolo de jos. De câte ori? 99. 99, da? Da. Bun. Pentru că nu mai scrie. Da, împărțit. Nu mai scrie. Împărțit la? 9, 9, 9, 9. Câți de 9? 9, 5. 9, 5. 9 ori. De 9 ori. Ah, de gata. Rezolvat. Știu cum se fă. Voi puneți acolo, puneți 1. Deci la împărțirea asta cât, cât ne-a dat? El a fost din 12 cifre. Da. Și ăsta a fost din 6 cifre. Și noi am găsit restul 2, 4, 6, 7. Deci câte cifre deci trebuie să iau eu ca să pornesc? Noi acolo 9 cifre. Da, 9. Și 2, 4, atunci, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 7, 9. 8, 8, 9. Așa. Da. Și scrieți 1 și 9 ne mai rămân acolo deci, 20. Cum 20? 90. 90. Așa. Și apoi scrieți 0 de 8 ori. Deci de 8 ori? 1 pentru că ca să ajungem la din nou de 9 de 9 ca să scriem din nou 1. Deci scriu 8 de 0. Deci, da, deci un, spun așa. 1 1 pentru primul echipaj, da. Da. 1, apoi 8 de 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. Apoi încă un 1, 1. Apoi din nou 8 de 0. Așa. Așa. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1. Apoi încă una. Și apoi din nou 8 de 0. Și de câte ori repet figura asta cu... De 11 ori. Sau nu? De 10 ori. Da. Că uitați-vă, pentru primul ăsta de 1, am luat un echipaj din nou, mi-am rămas, cât m-a rămas? 90. 90. Exact. Și la cele 90 de cifre de 9, fiindcă merge de 10 ori, nu? În 90, înseamnă că 10 echipaje. Eu trebuie să ajung să fac un echipaj de 9. Și atunci trebuie să îmi continui așa una, două, și așa mai departe, ultima grupă va fi 0, 0 de 8 ori 1, a 10-a oară. 10 ori. Da? Deci este numărul ăsta, așa văzut. Da? Și așa, și așa, de 10 ori. Corect. Eee, și acum, hai să mai fac, nu mai dai totul, mai nebunit. Nu mai găsești, nu mai găsești. Nu se poate duce acasă dacă nu mă prindi să nu pot face asta. Se duce el să văd asta. Dar hai să-ți arătăm noi ceva, Ștefania, să vezi ce facem noi, operație cu fracții. Să vezi tu ce interesant este. Hai să părăsim în jocul ăsta de astăzi, că a fost destul de interesant, așa ne-am pus la probă, să spunem unul pe altul. Ai avut inițiativă frumoasă.
Deci inițiativă frumoasă a avut, dar uite ce îți propună. Hai să adunăm difracția ajutătii pe clasa a patra, nu? Da. Ia să vedem. O doime plus o doime. Știi ce fac? Adică o jumătate de mări plus o jumătate de mări. Așa. Urmă de mări și o jumătate de mări fac un mări. Da? 1. 1 care înseamnă 2 pe 2. 2 împărțit la 2 dă 1, nu? 2 împărțit la 2 face 1. Da? Și care mai poate fi scris aici 1 plus 1 supra 2. Da? Și iată că o doime plus o doime este egal cu 1 plus 1 totul supra 2. Și asta este 10-a. Deci două fracții care au același numitor, se pune numitorul și se adună ăștia de sus, numărătorii. Yeah. Da? Deci e foarte tare chestia asta. Așa se adună două fracții care au același numitor. Iată, cât face? Dar cred că a făcut și la fracție. N-ai făcut la a cincea pâine? Încă fracție? Nu. Nu? Nu, ce-o făcut între a patra. Numai cu a patra, atât. Da? Sigur că da. Fac la sfârșitul clasei a cincea. Sunt la fracții, fac la numele decimale. Acolo se insistă foarte mult. Și acum, 1 pe... Cât face? 1 pe 2, 1 pe 3 plus 2 pe 3. 1 pe 3 plus 2 pe 3. Păi au 3-ul același, nu? Numitorul 3. Și în sus ce facem? 1 plus 2. Așa vine. Adunăm numărătorii. Da. Când au mărătorii. Și face 3 pe 3, deci este egal cu 1. Cât face 7 pe 12 plus 7 pe 12 plus 5 pe 12. Păi face egal cu 7. Rămâne 12. 7 plus 5. 5. Face 12 supra 12. Și dau cu 1. Cât face, să zicem? 3 pe 7 plus 2 pe 7. 3 pe 7. Da. 3 plus 2. Face 5 pe 7. Cât este? Cât este 3 pe 8 plus 2 pe 8? Rămâne 8. Da, numitorul este 8. 3 plus 2. Deci 5 pe 8. Cât face 1 pe 7 plus 3 pe 7? Pe 7 plus 3 pe 7. Tot. 3 pe 7. Asta pătrează 7. Da, sigur 1 plus 3. Și face 4 pe 7. Da? Deci o să vezi data viitoare, când o să mai te brodești așa. O să încercăm să facem și operație cu fracții, că facem niște lucruri un pic mai în față. Și o să fim foarte bine. Știi tu, ai văzut și la... Cristina, când v-am făcut, când te duci, sigur că da, că nici la clasă de așa lucrurile sunt curte. Așa că o să continuăm cu oricare din, da? Și nu chiar ce tema ai de făcut? 100 de găști. Da, o să vă merg acum, să vedem. Să vedem cum stăm și cu... Da. Sinteza. Da? Sinteza zilei. Corect. Da, sinteza. Sinteza. Ore. Ce am făcut aici? Pătrat 1. Pătrat e perfect, că văd băcherii aceia acolo. Pătrate perfecte. 2. Nu. La ultima cifră a unei puteri. O văd acolo, nu știu ce, da? Ultima cifră
a unei puteri doi, trei împărțiri. Da? Împărțiri. Și un pic de fracție. Mai bine. Oricum, ne-am deschis apetitul pentru fracții, urmând să facem asta în ori dacă... Altă, da. La revedere! Marți ne întâlnim, da? O să facem felul următor.